Aí tirar uma câmera. Dar ce nasul a capsat? Dragă Liliana, majoritatea susținătorilor tăi și a lui Florin duc afară lupte aprige pentru a vă cupla. În mințile lor, viețile voastre nu mai contează, sentimentele voastre nu mai contează. Voi ar trebui să faceți doar ceea ce e în mintea lor. Din punctul lor de vedere, sunteți un cuplu câștigător și doar din acest motiv se ambiționează să vă sacrifice pe voi ca oameni și să vă transforme în marionetele lor. Din acest război absurd, Alexandra este cea care are de suferit cel mai mult. Este făcută în fel și chip, în mod gratuit, este jignită într-un mod inacceptabil, este denigrată doar din ambiția susținătorilor voștri ca Florin să nu facă un cuplu cu ea. Pentru că știu că ești o fată deosebită, sensibilă și cinstită, cred că tu ești în măsură să pui capăt acestor frământări fără sens. Te susțin până la capăt, până la capătul competiției, dar niciodată nu voi accepta ca cineva să trateze cu atâta nepăsare, superficialitatea și egoism. Pune păsare, superficialitate și egoism viitorul tău al lui Florin, al Alexandrei sau al cărui om sau al oricărui om. Așa încât te rog acum să-ți spui poziția față de această situație și intențiile tale în ceea ce îl privește pe Florin. Îți mulțumesc, fată frumoasă. Andreea, Magic Team for Liliana. Și eu vă mulțumesc și eu cred că am spus de mai multe ori că între mine și Florin clar nu este nimic și nici nu va fi și cu siguranță voi spune în continuare. Dacă am spus că îmi place, asta nu înseamnă că puteam forma și un cuplu, nici nu se știe așa ceva. Chiar dacă încerca, nu se știe unde se ajungea. Eu vă mulțumesc din suflet pentru floare și cu siguranță voi spune de fiecare dată. Eu și cu Florin ne înțelegem bine și atât, suntem prieteni și atât și nu va fi nimic între noi. Vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături, vă pup și în rest, oricum tot timpul voi face ce simt. Vă mulțumesc din suflet. Stai, măi.